Salutare tuturor! Episodul trecut v-am zis că dacă strângem 2500 de like-uri, fac episodul 7. Și bă, voi sunteți nebuni. Chiar am strâns 2500 de like-uri. What the f-? Vreau să încep prin a vă mulțumi că am strâns 2500 de like-uri. Asta înseamnă că voi iubiți seria asta, deci uitați așa, episodul 7 din seria TikTok-uri Creepy. Înainte de a începe episodul, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, să strângem iarăși 2500 de like-uri pentru episodul 8. Iar acum haideți să nu mai tragem de timp și haideți să reacționăm, să vedem despre ce este vorba. Ok, deci primul videoclip este într-o scară. Ce la mă? What the fuck? Nu știu cum să vă zic, îmi amintește de... Era o glumă mai de mult că punea un cearceaf pe o dronă și zbura drona cu cearceaful și părea că e o fantomă. No, îmi amintește de aia, că seamănă. Stați să vă arăt despre ce vorbesc. Uitați, ceva de genul, vedeți? E o dronă și are ceva cearceaf pe el și atunci pare că e o fantomă. Chiar arată horror. Bă, nu știu ce să vă zic. Dacă vedeți o figurină de asta neagră într-o scară, fugiți, nu vă opriți, da? Doar fugiți. Uite, persoana asta se oprește. Voi fugiți direct. Următorul TikTok, să vedem Skinwalker Disguised as a Deer. Skinwalker, nu știu exact cum să vă traduc, dar ceva monstru, să zic așa, s-a costumat într-o căprioară. Să vedem despre ce este vorba. Oh, oh, da, aia nu e o căprioară. Holy shit. Bă, să deschid ușa și să văd animalul sau creatura aia ce-o fi. M-aș căca pe mine. Uitați-vă și voi un pic cum arată. Nu are urechi și are ochii albi. What the f... Ce șnițel e ăsta, bă? Următorul TikTok, să vedem. Ce? E ceva acolo. Ok. Oh, nu, ceva o să-l tragă. Pff, era sigur. Na, du-te în backrooms. Îl bagă fantoma în backrooms. Ce-i sunetul ăsta? Ascultați un pic râsetul ăsta de fantomă pe fundal. Ascultați. Bă, ăsta e mai mult amuzant decât horror. Dacă persoana aia moare acolo, îmi pare rău că am râs de tine. Următorul TikTok, ce-i ăsta? Daily reminder to flush before using the toilet. Aici ne zice să tragem de fiecare dată apa înainte să folosim toaleta. Păi de ce? Oh! Hai de capul meu, bă, nu vrea să se ducă jos. Bă, să-mi bat picioarele. Deci eu aș lua toaleta. Fiți atenți. Aș lua toaleta și aș arunca-o pe geam direct. Nici vorbă să mă cac sau să mă piș acolo, nici vorbă. Doar uitați-vă, e efectiv, se duce pe apă. Nu vrea să se ducă în jos, el merge pe apă. Doamne, păianjenii sunt groaznici, Ce aici, bă, e ceva sub... What the schnitzel se întâmplă aici? Stați un pic, deci fata asta îmi ziceți că stă pe pat și n-are niciun habar că ceva se află sub pat și îi mănâncă piciorul? Oh my god, nu, de ce râd? Verificați de fiecare dată patul. Posibil să vă mănânce cineva de picior. Următorul TikTok. Ce asta? Aia e maică sa, la cine filmează? Îi zice maică-sa că e timpul să se joace. Să se joace Fortnite? Poate. Mamă, e posedată. Opa. What the hell was that? I told you, really aggressive. Yeah, talk about it. Posedată maică-sa. Oh my gosh. Is it in here? Mamă? Bă, ce? Deci de la maică-sa acum a ajuns la ceva individ îmbrăcat. Ce se întâmplă că nu mai înțeleg nimica? Fraților, aveți grijă de mamele voastre să nu devină posedate peste noapte și să se transforme în individul ăsta. Mi-a zburat sufletul în America, zice pitic la pachet. A făcut o călătorie până în America. Următorul TikTok, fraților. Ce e ăsta? Five Nights at Freddy's? Nici nu știu unde să mă uit, sus sau jos? What the fuck?
ce-a aruncat acolo, mă? Bine, e un om mort, asta știu, dar de ce? Eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg. Clipurile astea, habar n-am. Imaginează-ți că te uiți la camerele de filmat și vezi un clown ce vine și aruncă un om mort așa pe terasa ta, că de ce nu? Și de ce este Finance Freddy's jos? Am câteva întrebări serioase către comunitatea Finance Freddy's. Următorul TikTok, fraților, ce e ăsta? Oi, ceva acolo, vedeți? Stați un pic. Vorbește cu cineva la telefon ăsta care filmează și cred că persoana aceea e sus în cameră cu chestia aceea de acolo. Ok, deci, cu cine vorbește, e sus și zice că el o a aprins becul. Și persoana de jos zice că becul nu este aprins și cineva este la geam. It just moved. Oh, stai, că o dispărut. Când am văzut? Ia, vedeți. The lights are off right now. It just moved. Deci zice ăsta de jos că cineva s-a mișcat și ăla din telefon care e sus în cameră zice că nu se întâmplă nimica. Ăla de sus zice că a auzit un sunet foarte ciudat. Bă, am piele de găină, mă, să-mi bat piciorul. Fantomele astea. Merge mai departe. Ce e ăla? Ce? What the f... Ok. Ce se întâmplă? De ce a fost o fantomă pe o mașină? Ok. Bună, fantomă. Ce face, mă? Înnoată! Ha! Ha! S-a pus fantoma să înnoate, bă. Înnoată fantoma, ești de bun? Următorul TikTok. Ce-i cu omul ăsta? She looked like the other mother. Ha? Ha? De ce stă și filmează? Eu nu înțeleg. Bă, eu nu înțeleg o chestie. Dacă vezi o fantomă, de ce stai și filmezi, frate? Stai și îl filmezi așa. De ce? Fugi către viața ta, efectiv, bă. Următorul TikTok. Dude, what the f... Da, run haunted home. Deci, știi că este o casă bântuită. Hai să vedem cu ce este bântuită casa. Auzim că cineva bate. Bate sus. Ok. Chiar-s curios. Ați văzut? Mamă, ce tupeu are ăsta că se duce după fantomă. Ok. Bate de acolo. Să de aici? Ce s-a întâmplat? Că n-am văzut. Fix m-am uitat la cameră. Ok, deci bate la ușă. Ok, deci se uită aici și după aceea se întoarce și... Deci a închis ușa aia, ok. What the fuck? Bă, eu aș fugi din casă. What do you want? M-a întrebat că ce vrea de la el. Are tu pe omul. Eu deja eram... zburam, frate, de aici. Oare ce se va întâmpla? Se va duce după fantoma? Se duce, sau? E și el speriat, vă dați seama. Dar totuși are tupeu. Mamă, frate. Hai, du-te! Hai că ai tupeu! Sunt și eu aici alături de tine. Sunt la un ecran distanță. Du-te, du-te, du-te! Mamă, dar întuneric, frate, aprinde un bec ceva. Mamă, dacă vine un jumpscare, ce o să mă cac pe mine? Am văzut ceva acolo? Au deschis ceva ușă. Oh my god, dar e beznă! Ok, așa, așa, avem lumină. E bine. Ce e aici? E supărat. Vă dați seama. Și eu aș fi supărat să am o fantomă în casă. E, cred că nu a găsit nimica. Dar... să ne bucurăm că este Teafăr. Oricum, apreciem curajul lui. Un like pentru curajul acestui individ. Na, ce aici? OMG scrie. OMG ce? Se piaptănă cineva și... Oh, wow, 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 wow. Stai un pic. Wow, 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 wow. Nu, 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 nu e ok, nu e ok. Și aia nu vede. Aia nu vede că în oglindă. Ok, se mișcă. What the fuck? Dar asta poate fi ceva filtru. Uite că îi trage părul. Ha. Următorul TikTok, fraților, iarăși de ăsta cu geamul. Mă rog, cu oglinda, nu cu geamul. Bun, deci se joacă foarte că hârtie piatră. Ai belito, ai belito. Bă, haideți să jucăm și noi foarte că hârtie piatră, da? Și îmi ziceți în comentarii dacă v-am bătut, dar să fiți sinceri, bine? Ok, deci o să fac foarte că hârtie piatră și
La și dăm. Bun? Farfecă, hârtie, piatră și. Asta e farfecă. Tu ce ai ales? Zi-mi în comentarii dacă te-am bătut. Nu minți că vin după tine. Următorul TikTok, fraților. Ha, zice că s-a întâmplat cea mai cerată chestie cât timp s-a dus până acasă. Bă, dar ce coridor e ăsta, mă, din backrooms? Se duce. Ne uităm la cineva cum se duce. Mă rog, eu mă uit la cineva cum se duce și voi vă uitați la mine cum mă uit la cineva cum se duce. Ce e ăla roșu? Ce este ăla roșu? E un plic. Nu? Da, e un plic. Satanic. Un plic satanic, fraților. What the f... Ce șnițel se aude, mă? Ești nebun? Cineva a exorcizat direct. Du-te mai departe că mi-e frică. This happened tonight while Jamie was putting Loki to bed. Deci acesta este tatăl și vrea să doarmă copilul și copilul a făcut ceva creepy. Deci fraților, copilul meu de nicăieri se salute așa în gol când nimeni nu este acolo. L-a orfelinat cu el. Următorul TikTok și cică aici pisica asta a văzut o fantomă. Ia să vedem. Oh, pf, la ce a fugit? Clar o văzut. Și eu închis ușa. Ok, deci la ce a fugit pisica aia de acolo? Clar o văzut ceva ce nu i-a plăcut. Și a vrut să fugă afară și uitați-vă, domnul ăsta i-a închis ușa. Oh my god. Ia ce e speriată-i. Mamă, dar nu-i place, nu-i place ceva. Tare să uită în partea aia și apoi devine panicată. Uite, uite, uite-o. Întreabă că ce face. Vrea să se calmeze. Oh, arunca pisica. Ia. Ok, o ieșit afară. Și atât. Bă, ziceți în comentarii ce credeți voi că a văzut pisica aia. Mergem mai departe. Ok, deci ceva fantomă se juca basketball. Mă, dar bună-i fantoma asta la basketball. Ha? Omule. What the f... Na, 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 na. N-o reuși să mă sperie. Ce asta? Ha? Și că-o găsit backrooms-ul. Ce asta? Ceva loc de joacă. What the fuck e acolo, mă? Ha? Ăștia au băgat direct telefonul în backrooms, mă, în altă lume, ești de bun. Fraților, dacă vreți să mergeți în backrooms, la parcul de joacă găsiți backrooms-ul. Ce e ăsta? Wednesday. Oh, ăsta nu mai este horror. Schibidi-dop-dop-dop, s-a terminat videoclipul, fraților. Cam atât cu acest episod, nu uitați să lăsați un like dacă vreți să vedeți și partea 8 din TikTok-ul creepy. Iar până atunci, ne vedem episodul următor. Pa, pa!